Jandarmii ieșeni au desfășurat vara aceasta sute de misiuni de ordine publică, pază și protecție instituțională. Militarii au aplicat în ultima lună sute de amenzi cetățenilor care au tulburat ordinea și liniștea publică la evenimentele desfășurate pe raza județului Iași. Misiunile jandarmilor ieșeni din ultimele luni s-au desfășurat în cooperare cu alte instituții pentru a asigura măsurile de ordine publică la evenimentele care au avut loc în județul Iași. În iulie și august au fost aplicate peste 200 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de conviețuire socială. Au fost luate măsuri pentru ca evenimentele să se desfășoare într-un climat sigur pentru toți participanții, nefiind înregistrate incidente. Și prezența cetățenilor a fost una importantă la aceste manifestări, înregistrând frecvent prezențe de ordinul miilor de persoane. În perioada următoare vor avea loc evenimente sportive la care vor participa un număr mare de persoane, motiv pentru care jandarmii au o serie de recomandări pentru participanți. Având în vedere că urmează și alte manifestări cu public numeros, recomandăm tuturor participanților la diferitele evenimente să respecte indicațiile forțelor de ordine publică, iar în caz de nevoie să ne solicite sprijinul. Pentru perioada imediat următoare, una dintre misiunile importante va fi Raliul Iașului, care se va desfășura în perioada 2-4 septembrie. În ultima perioadă, jandarmii au mai participat la 95 de misiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere.